Având în vedere că respectivul cadavru de cormoran a fost găsit la o distanță de 300 de metri de locul unde a fost identificat cadavrul lebedei, având virusul H5N8, acesta este considerat focar secundar de influența aviară, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Animalelor. Toate păsările moarte până acum au avut virusul gripei aviare. H5N8 a fost confirmat și în cazul celei de-a doua lebede. La microrezervație, păsările sunt atent monitorizate. Interzicerea intrării altor păsări la noi în Complexul Muzeal de Științe Naturii, aduse de vizitatori, de oameni care le salvează de pe stradă din diverse situații. Interzicerea hrănirii de către populația păsărilor care vin în pasaj pe lacul nostru, adică păsări sălbatice, închiderea păsărilor noastre, acolo unde a fost posibil, în țarcuri individualizate. Însă noi avem o mare parte dintre animale care sunt libere pe lac. Sunt în patrimoniul nostru, nici nu putem să le prindem. Ele practic nu au ajuns să fie cumpărate de noi, ci donate și ajunse pe lac. Conducerea complexului este pregătită și pentru ce este mai rău. În situația în care se va găsi un animal bolnav la noi, vom institui măsuri de carantină. Ceea ce ne cere Direcția Sanitară Veterinară, asta vom face. Nu avem altă variantă. Și conducerea administrației porturilor maritime îi sfătuiește pe agenții economici de pe platforma portuară ca în cazul în care observă cadavre ale păsărilor să anunțe la dispeceratul central fără a pune mâna pe ele.